până și fetusul este absoarbe emoțiile mamei, fie sub formă hormonală, fie sub formă energetică, dar absoarbe și conversațiile. Deci de multe ori se, se observă anumite predispoziții imediat după naștere care nu ar fi explicabile dacă nu am luat în calcul această perioadă intrauterină. Deci avem și deja din momentul în care acele prime celule au început să se dezvolte, mediul intern, așa cum ne arată de exemplu epigenetica, mediul matern emoțional, deja metamorfozează fetul și îl predispune spre anumite înclinații. Există și această parte, să zicem, pentru cei care cred în ea, de un fel de inconștient personal care de fapt înmagazinează viețile tale anterioare. Dacă există posibilitatea asta pentru unii care sunt deschiși să o exploreze, alte întrupări. Da? Un istorical. Ai tău, Un istoric al sufletului, exact. Și atunci, dacă ai fost comerciant 5 vieți la rând, e normal că acum o să fii proprietarul de la lanțurile Inditex, care au toate brandurile cunoscute, pentru că ai fost de la drumul mătăsii și până acum asta, tot asta ai făcut în -ai, -ai parcurs. Da, așa se explică geniile, da? La 3 ani să vom fi un virtuos al pianului, nu, nu e de aici de colo Cu siguranță că vii de, de altundeva. Zilele trecute îmi cânta pentru că inevitabil auzi la radio, la 5 ani nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire atunci când eu credeam mai mult în dragoste. o Genul acesta de melodii creează, e un script care te face ca să trăiești uh, o anxietate în relații, când începe relația și te îndrăgostești, un asemenea program te poate pune în, în stare de alertă, dar oare acum o să ne despărțim și tu nu-ți dai seama că este rezultatul unei melodii pe care ai învățat-o la 5 ani. De cele mai multe ori, doar să știe toată audiența, cam 90% cel puțin dintre vise sunt doar o reciclare a experiențelor din ziua anterioară. Deci ce te-a marcat și ce n-ai reușit să rezolvi ziua anterioară, într-o formă poetică, metaforică, le reiei acolo. Și nu-i mare lucru. Într-adevăr, ce zic unii oameni că acea energie, acea emoție pare că li se întâmplă a doua zi, este pentru că ei nu reușesc să se rupă. De fapt, asta era o încercare de a rezolva problema de dinainte. În schimb, în loc să lași problema și să te prinzi că stai, a nu înseamnă nimic, că era doar de aici, eu o iau șocar cu mine în ziua următoare. Deci, eu, de fapt, iau energia visului, emoția visului și o duc cu mine în loc să fi întrerupt visul când m-am trezit pentru foarte puțini oameni, dar aceștia sunt oameni cu spiritual de obicei, cu capacități paranormale, visele au această semnificație uh, profetică. Dar sunt foarte puțini, deci um, aceștia sunt uh, probabil, nu știu, 0,01% de pe planeta asta și nu mi-aș lua visele în sens mm -hmm. profetic, pentru că nu are rost. Oriunde simte tristețe, durere, ură, furie în corpul lui sau către exterior să trimite iubire. Este efectiv un exercițiu de imaginație sau de voință, dacă vrei, în care îți dai voie să te conectezi cu energia iubirii, cu trăirea iubirii. Și poate uneori, când te dor toate, e mai greu. Dar poate fi folosit ca un trigger, ca ceva. Gândi... Gândește-te la cineva drăguț, pe care chiar simți iubire față de el. Poate fi un animal de companie sau o persoană, poate fi o, o meserie, ceva ce îți place, dar cât să. Dai cheie la emoția de iubire și atunci când i-ai dat cheie și acea căldură, acea frumusețe, acea gădiliciune interioară te pătrunde... Direcționează-o către zona afectată, zona dureroasă sau către emoție, efectiv, pentru că emoțiile le simțim de obicei concentric undeva într-o parte a corpului, o senzație, o, o chestie. Simt tristețea ca o gâlmă în zona pieptului, poate, sau simt frica ca o formă de paralizie, o senzație de contractare și atunci să. să să permiți acelei poți să ți-o imaginezi ca pe o lumină sau ca pe o energie caldă sau ca pe o iubire, nu știu, gădilicioasă care pătrunde și detensionează decontractă pur și simplu pătrunde, infuzează în realitate, noi nu avem niciun control asupra nimic eventual ce putem să zicem este bog, dar proste că se mai întâmplă uneori și ce vrem noi adică credem că vrem noi că dacă ne uităm la geneză. Chiar ți-ai dorit tu mașina aia sau a apărut gândul ăla în mintea ta? Și oare, știi că în teoriile astea de manifestare este să vizualizezi. Oare vizualizezi pentru că de fapt ți se reamintește ce ți se va da? Sau chiar creezi ceva? Salutare fiecăruia dintre voi! Astăzi vă propun o călătorie până în centrul gândirii. O călătorie prin care fiecare uh, se va descoperi și redescoperi. Practic avem astăzi posibilitatea să ne transformăm viața, să o remodelăm. Iar ghid, pentru că avem nevoie și de un ghid, ne va fi invitat a ediției de față. Bine ai venit, Andreea Filip! Bine v-am găsit și abia aștept să discutăm acest subiect pe care îl iubesc. <laughs> Aș vrea așa să pornim de la ideea pe care ai lansat-o tu, și pe care o confirmă foarte multe cercetări, faptul că noi folosim doar 10% din minte, numai 10%, 90% reprezintă subconștient, dar tu nu ești pesimistă în această privință și spui că putem să lucrăm și cu acel 90% nefolosit în favoarea noastră. Până unde ne poate duce mintea? Cât de departe ne, du ne poate duce mintea? Ca să mergem un pic așa chiar împotriva gândirii populare, cum ar fi să, să ne dăm voie să ne jucăm un pic cu ideea că noi nici măcar nu ne folosim mintea, ci mintea se folosește de noi. Cum ar fi dacă de fapt este invers, că de fapt dacă noi dăm atenție și luăm în serios gândurile care ne trec prin cap, noi devenim de fapt un instrument al lor în această lume manifestă și um, oamenii cred de multe ori că ceea ce ei gândesc e o chestiune așa de intimitate, sunt gândurile mele și da dacă realitatea nu este aceasta, da dacă realitatea ar fi mai degrabă un, uh, un alt fel de a vedea lucrurile, ar fi mintele, noastră sau creierul să fie ca un post de radio, uh, adică ca un receptor, scuze, ca un radio care poate prinde posturi. Să nu deținem noi controlul? Uh, în primul rând asta, da. <laughs> Dar ce putem deține controlul la un radio este... Un bărbat este... poate accepta asta, dar o femeie poate accepta să nu dețină control? O, de multe ori chiar ne dorim asta și, mă rog, o, o să revin la ideea asta un pic mai încolo. Uh, dar dacă mintea noastră, de fapt, avem posibilitatea să schimbăm frecvența, să schimbăm postul pe care îl auzim în mintea noastră și, de fapt, acolo este într-un fel liberul arbitru și capacitatea noastră de a ne transforma viața. Dar dacă nu este vorba despre controlul gândiric, cât despre Schimbarea sursei din, din toată gândirea, din toate gândurile infinite care ne sunt disponibile, cum ar fi să alegem pe diferite benzi de vibrație acele gânduri care alimentează ceea ce ne dorim. Să accesăm informația care ne este utilă. Exact. Pentru că tu susții în teoriile tale și am în documentarea pe care am făcut-o pentru discuția de astăzi, am întâlnit mai multe afirmații ale tale. Una dintre ele arată faptul că noi avem niște programe. Avem patru programe în acest subconștient despre care vom discuta astăzi pentru că el este sursa de informație pe care noi avem, de care noi avem nevoie și pe care trebuie să o exploatăm în așa fel încât viața noastră să se transforme. Să nu mai fim victimele noastre, să nu fim victimele celorlalți în permanență, să nu fim victimele unor convingeri care, cu voia sau, cu, sau în lipsa acceptului nostru, ne-au fost cultivate. Tu vorbeai despre patru programe. Aceste patru programe pornesc din copilărie, fără să ne dăm seama că acolo există totuși un pericol. Da. În această direcție, practic, cele patru, să zic, surse ale informațiilor din subconștient sunt, după cum ai început tu cu primul nivel, ar fi acest nivel, îi zicem noi, generic de bază. Adică este baza care ne-a fost așezată în mintea subconștientă în copilăria noastră. Conversațiile adulților devin vocea interioară a copilului. Ce înseamnă copilăria noastră? Există copilăria... niște granițe de vârstă? Nu, din perioada... 02, 07? Din contră, chiar din per momentul concepției. Se pare că până și fetus este absoarbe emoțiile mamei, fie sub formă hormonală, fie sub formă energetică, dar absoarbe și conversațiile. Deci de multe ori se, se observă anumite predispoziții imediat după naștere, care nu ar fi explicabile dacă nu am luat în calcul această perioadă intrauterină. Deci avem și deja din momentul în care acele prime celule au început să se dezvolte mediul intern, așa cum ne arată, de exemplu, epigenetica, mediul matern, emoțional deja metamorfozează fetul și îl pre dispune spre anumite înclinații deci avem pre, din perioada de exemplu intrafetală acolo este vorba despre de exemplu dependențele emoționale, dacă mama era tot timpul tristă, noi avem mai mulți receptori celular pentru emoțiile care corespund din punct de vedere hormonal acelei combinații care noi o resimțim ca tristețe, dacă mama era furioasă, la fel, avem celular mai mulți receptor și creierul nostru produce cu mult mai mare ușurință acei, acele neuropeptide de care corespund combinației pe care noi o numim frică. Deci, această parte aparentă a temperamentului, așa el, e mai trist sau e mai furio agitat sau e mai nu știu. permanență cum. o corespondență. Există deja rădăcinile bine, bine create. În, în, perioada în care am fost în burtica mamei. După aceea, conversațiile, până la vârsta de 2 ani, copilul nu își folosește cenzura minții conștiente și el absorbe ca un burete tot ce se conversează. Dacă cineva îi spune ești grăsun sau ești urât sau toată ziua nu m mă scos din sărite sau mi-ai distrus viața de când te am via nu mai poți, viața mea s-a dat peste cap. Acele conversații sunt absorbite în psihicul copilului și el, de exemplu, un adult adult care merge la o terapie sub forma de hipnoză regresivă și își accesează memoriile, chiar dacă conștient noi nu ne aducem aminte ce s-a întâmplat, poți să-ți amintești de fapt și să te conectezi cu acele informații care au intrat în câmpul tău. Și lucrurile acestea ne pot determina ulterior o imagine de sine. Poți să fii manechină și să ai toate dimensiunile standard, dar mintea subconștientă să-ți repete, sunt să grasă, sunt grasă, sunt grasă, grasă, doar pentru că atunci când era bebe, îi se spunea în mod constant să că revin acele fraze, <laughs> Să revin acele fraze din subconștient exact. și sunt să ne Sunt ca niște scripturi. Exact. Și ele practic îți filtrează, te, e acea dismorfie corporală. Adică te uiți în oglindă și corpul tău, tu de fapt, în mintea ta, nu vezi ce e îl vezi deformat și atunci această perspectivă te face să nu accesezi realitatea așa cum este sau dacă mama ți-a spus că mi-ai distrus viața ai un sentiment nejustificat acum ca și adult de vinovăție nu știi de ce te simți vinovat față de maică ta parcă ai face orice pentru ea dar parcă e așa o vinovăție latentă pentru că de fapt în copilărie numai asta ai auzit, că v am sacrificat pentru tine că păcate, Din păcate foarte mulți părinți Abuzează copiii cu aceste uh, afirmații și mai mult acum au extins abuzul de la doar a fi conversații care erau limitate la numărul de persoane ce înconjurau persoana la o expunere uh, din ce în ce mai mare la diverse materiale prin mass media, adică mă refer la telefoane mobile, iPad-uri și alte cele, pe care copilul în mod constant le are în față de la vârsta de un an ca să nu plângă în magazin și mama îi pune telefonul ceea ce îi umple subconștientul cu informații necenzurate. Imagine agresive, pentru că majoritatea desenelor animate sunt agresive. Cu alte complete. cuvinte, nu ne influențează doar persoanele relevante, ci ne influențează până la 2 ani, da? ne influențează fiecare mesaj Tot. pe care îl primim tot. După 2 ani până la 7 ani apare și factorul de imaginație pentru că dacă în primii 2 ani creierul copiilor este în starea delta, adică o stare total sugestionabilă dar între ghilimele adormită ca și adulții în somn profund de la 2 ani la 7 ani suntem în starea de teta care este o stare a, activă, creativă, este la adult specifică somnului cu vise în care realitatea se metamorfozează și de aceea putem vedea o bogăție a, în imaginația copiilor care, pentru care masa aceasta ar putea să fie un castel sau ar putea să fie un, nu știu, un platou pentru skateboarduri sau a ce, orice ar putea să-și imagineze. Și atunci nu numai că în continuare ei absorb toată informația, dar o mai și deformează. Aici, în această perioadă, apar alte probleme, pentru că în această perioadă, din punct de vedere psihanalitic, se întâmplă alte fenomene. Sexualitatea infantilă face ca copilul să-și dorească, nu știu, băieței să se căsătorească cu Mamele, fetițele își doresc să se joacă de a încăsători tu cu tații și capacitatea persoanei de a depăși această, sau a părintelui de a gestiona această tranziție spre a, a muta focusul iubirii spre cineva de vârstă potrivită, dacă reușește, viața se va desfășura normal și persoana respectivă va crea niște relații echilibrate. Adică, cu, fetița, dacă tăticul nu încurajează această fantasmă de da, tu ești iubita lui tata și da, mă îmbrac ca un prinț ca să fiu prințul tău și alte chestii de genul ăsta, ea și ușor o va gestiona. Uite, colegul tău de grădiniță este cel care este prințul potrivit pentru tine sau invers, mămica, să nu-i spună că da, ești iubitul meu, ești partenerul meu sau să încurajeze fantasmele, atunci și să tot timpul părinții trebuie să se asigure că îi transmit mesajul corect. Nu, partenerul meu și e tata, că, partenerul și că meu e mama. Nu programăm pe copii, nu îi programăm în mod eronat. Exact pentru că eșecul în a transfera acest obiect, să zicem, al iubirii în locul lui mama și al tata să fie cineva de vârstă apropiată, va face ca ulterior să-și găsească mămica sau tăticu și să creeze relații din acelea cu 20-30 de ani diferență, care nu e nimic în neregulă cu ele, dar sunt un simptom al unei, al deep nerezolvat. <laughs> Dar nu numai, după aceea la școală, începem școala, învățăm poezii pe de rost, suntem obligați sau eram obligați să învățăm comentarii, citim cărți, toate acestea, cel puțin până în Ce adolescență. ascund aceste Poezii, pentru că te ascultam uh, la un seminariu, vorbeai despre uh, pericolele pe care, uh, care ne pândesc din interiorul acestor uh, poezii. De pildă, nu știu, cățeluși cu creț sau... O să dau un da. exemplu mai recent. Fetița noastră, care are acum 5 ani, zilele trecute îmi cânta, pentru că inevitabil auzi la radio, la 5 ani nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire atunci când eu credeam mai mult în dragoste. Genul acesta de melodii creează, e un script care te face ca să trăiești uh, o anxietate în relații. Când începe relația și te îndrăgostești, un asemenea program te poate pune în, în stare de alertă, dar oare acum o să ne despărțim? Și tu nu ți dai seama că este rezultatul unei melodii pe care ai învățat-o la 5 ani. Pentru că s-a creat o sinapsă prost făcută în minte. Da? A fost doar o melodie care era relevantă poate pentru 100 de oameni sau 1000 de oameni o o Dar s-a plantat o convingere și ulterior la terapie te trezești că da uite m-am îndrăgostit Dar mi-e frică, nu știu de ce am o frică inconștientă, că da dacă ne despărțim Și găsim că rădăcinile de fapt sunt de la 5 ani când ai învățat o melodie populară <laughs> Ajungem la vârsta de 7 ani Parcurgem această perioadă între 2 ani și 7 ani după șapte ani, sunt cei șapte ani de acasă, Da, exact. când practic acolo suntem ținuți sub acel clopot de sticlă și crescuți acolo, da. sub el. După șapte ani ne lovim de alte uh, convingeri care vin ca un asediu să ne asedieze. Convingerile de la școală care pot fi favorabile sau nefavorabile. Pentru că nu toți au norocul de niște părinți înțelepți, uneori școala le oferă oportunitatea să își creeze o imagine mai echilibrată de sine. Dacă acasă tatăl este, să zic, imatur emoțional și îi spune, ești un tâmpit, nu ești bun de nimic, dar ajunge la școală și învățătoarea îl îndrăgește și îi spune, ești un copil deosebit, ești foarte talentat, ești extraordinar. Ceva în el începe să se redefinească, de unde se vedea ultimul om de pe lume, acum începe să crească încrederea în sine. Pe de altă parte, se poate întâmpla și reversul medaliei. Acasă ai niște părinți faini care te prețuiesc, te valorizează și ajungi la școală și dai de un profesor sau un învățător care te, te calcă în picioare. Noi am avut o profesoară de matematică care, în continuare, când ne întâlnim ca și colegi, toată lumea o menționează pentru că folosea toate sinonimele cuvântului tâmpit. Deci toți eram de la tâmpiți, imbecil, cretin și orice altceva. Abuza foarte mult emoțional copiii până la vorba aia că îi lipea de, tab de tablă sau îi lovea cu cat catalogul sau lucruri care acum în teorie nu se mai întâmplă, dar eu cred că se întâmplă în practică. Și atunci un asemenea lucru din nou pro... deci, pe... există partea bună sau reversul medaliei? Dezechilibrează care... exact. o persoană. L-am avut invitat aici, într-o ediție anterioară, pe Radu Pălăniță, mecanicul auto care a câștigat România o talent. Și îmi mărturisea că până la 36 de ani nu a îndrăznit, e cuvântul, nu a îndrăznit să, să cânte. Întrucât, își amintește că în, în școală avea un profesor de muzică care... Uh, L-a pedepsit la un moment dat spunându-i că tu nu ai voie să cauți să, să vii la corul școlii, în corul școlii, pentru că nu ai pic de voce. Iar din acel moment nu a mai îndrăznit. În povestea, ascultam melodii, dar nici măcar în intimitate nu puteam îndrăzni, nu mă încumetam să cânt. Pentru da. că eu știam că nu am voce. Exact. Și mai apare în momentul în care mergem la școală presiunea grupului. Apare această dorință de a te integra, dar și de a te individua, adică vrei să vezi cine ești ca persoană, dar vrei și să aparții și lucrurile acestea din nou contribuie masiv la formarea noastră. Și Prea puțin părinți, din păcate, și aici nu vreau să sună foarte judecător din partea mea, dar prea puțin sunt interesați de, de starea aceasta de igienă emoțională a copilului la școală. Este mai important să fie o școală de renume, cu profesori premiați, sau sunt mai importante notele decât întrebarea, cum a fost la școală? Ești fericit? Ți-e ok? Ești, ești bine? Adică fericirea nu este pe, în topul priorităților <laughs> sau mai bine zis este o fericire din aceea materialistă Lasă acum trebuie să suporți ce ți se întâmplă pentru că după aia la 30 de ani o să vezi ce bine o să-ți fie că acum e greu dar o să ai bani, o să ai o carieră o să ai și o să ai bani de terapie de fapt Iată, după șapte <laughs> ani se întâmplă acest lucru da. dar când dobândim libertatea de a alege și noi la vârsta de 12 ani, de 14 ani, când noi ne lovim, cel puțin și în cazul meu, nu am fost ocolit de acest lucru, am o fetiță de 15 ani și cea mică de 8, vom trece și prin, uh, voi relua această etapă, dar cea de, de 15 ani, la 12 ani, 11-12 ani, a început să, să emită opinii. Da. Inițial, Tentația a fost să uh, intru în un uh, conflict cu ea, după care am uh, înțeles că sunt opiniile ei, sunt judecățile ei de valoare. De foarte multe ori am descoperit că una dintre opiniile ei nu, uh, este, nu se suprapune perfect uh, cu opinia mea, dar uh, parcă adevărul era de partea ei. De ce? Pentru că discutai uh, în acel seminar la care fă făceam referire, discutai despre programele cu care, uh, care ne-au fost plantate nouă și care astăzi sunt expirate. Uh -huh. Și atunci, nu întotdeauna un părinte are dreptate. Așa nu întotdeauna dreptatea este la noi. Poate fi la un copil care are 12 ani, 13, 14, 15 ani și el să aibă adevărul de partea lui. Iar adevărul să fie puțin îndepărtat de noi. Este perioada când noi începem să ne cultivăm opiniile, să ne cultivăm libertatea de a gândi. Cred că libertatea de a gândi este de când de, de la... dinainte să te naște, <laughs> dacă ar fi să o luăm așa. Dar ce se întâmplă este că apare o, o putere personală mai mare când ești la 12-13 ani, pentru că ea este susținută de faptul că, pe de o parte, creierul începe să dezvolte mai mult frecvențele beta, care sunt frecvențele specifice gândirii critice, analitice. Încep să pui la îndoială că tot ceea ce ți se spune este adevărat. Însă, pe lângă acea asta, pornirile hormonale sau mai bine zis acel torent hormonal, tsunami pentru unii, uneori îți dă capacitatea sau puterea de a face niște acțiuni care până atunci nu te simțeai în stare. De exemplu, până la o anumită vârstă, părinții își domină copiii. Pentru că eu sunt mai mare, trebuie să faci ce spui tu. Ei bine, la vârsta de 12-13 ani deja și ei cresc fizic și acum se simt și fizic capabil să dea jos cu tata dacă tata comentează. <laughs> Dar simt și hormonal că au mai mulți hormoni aceia de pasiune, de nebunie, de putere și atunci încep să al și acestor, exprime. E un beneficiu al acestor hormoni până la urmă, yes. pentru că iată te implică și te responsabilizează. Da, și mai e încă un fel. Capacitatea de a trece cu ușurință ca părinte prin furtunile copiilor depinde de cum ai gestionat primii șapte ani. Și de ce spun asta? Pentru că în copilăria timpurie, părinții de multe ori își forțează copiii să-și reprime emoțiile. Adică să-și reprime nu mai plânge acum, termină cu crizele astea. Adică furia, tristețea nu, e, nu are loc să se exprime, dar ea este înmagazinată și rămâne în subconștient. Ei bine, în momentul în care ajunge la adolescență și oricum este inundat de emoții, ceea ce era și în subconștient vine cu o violență foarte mare. Deci, ar fi bine ca părinte să nu îl fi, fi contribuit la reprimarea prea mult aici, pentru că dacă l-ai forțat prea mult să își înghită, să își îmbunătălieze emoțiile, aici vei suporta consecințele. Deci, cu cât copilul opune mai multă rezistență părintelui, este echivalentul a cât de multă rezistență i-au opus părintele copilului când era mic. Copiii lăsați liberi... o perioadă liber. sub apă. Da. În practic, exact. totul Exact. 8 și 12 ani, părinții trăiesc așa un fel de stare beatifică, pentru că copilul, fiind în frecvențele alfa, este mai liniștit, este mai domesticit și apoi brusc aud în casă un balaur și nu mai știu ce să facă cu el. Ei bine, balaurul acesta se întoarce împotriva ta doar dacă l-ai maltratat, îi poate mult spus, dar doar dacă l-ai oprimat în copilărie. Dacă tu ai fost un părinte relaxat, nu va avea atât de multă treabă cu tine și va primi inputurile tale mult mai ușor. Deci atenție, de ce ni se întoarce? Aici ni se reflectă cât de bine am făcut parentajul în primii șapte ani. Dacă am dat-o de Și gard. dacă nu l-am făcut bine în primii șapte ani, cum putem îndrepta? cred Cum putem că, corija aceste dezechilibre? Cred că sunt două lucruri esențiale. Unu, părintele să dezvolte o smerenie care nu este specifică poporului român. Adică, realmente, să-ți cer scuze de la copilul tău. Să-i spui, da, uite, am greșit, nu te-am lăsat să plângi, nu te-am lăsat să fii furios. Să-și dea seama că e ok furia, că e ok tristețea și să, să creeze un spațiu de siguranță pentru ca copilul, măcar acum, să poată să decanteze, nu să, să pună... Răspunsurile corecte. Exact, dar aia deja e la nivel intelectual. Adolescenții mai mult trăiesc emoțional și atunci trebuie să, în primul rând, să fie ok cu emoțiile copilului și să, de data asta, să nu mai încerce să, hai, lasă, nu mai plânge, hai, lasă, nu mai fi trist, hai că o să treacă și asta, să nu mai ignorăm. Să putem înțelege că există și lacrimi, că există și zâmbete, Că toate își au uh, rolul lor, exact. și că suntem construcția acestor stări emoționale. Exact, și să nu mai le ia ca pe ofensă personală. Pentru că prea des părinții fac ca toată situația să fie despre ei, nu frate. Se poate întâmpla că s-a întâmplat pentru că ți l-a jignit un coleg sau l-a părăsit o fată, de care nu ți-a spus. Faptul că acum e furios și vrea să spargă ceva, nu are legătură cu tine. Ok, oferă ceva de spart de care nu îți pare rău. Și lasă-l să se simtă măcar acasă în siguranță, pentru că dacă acasă. Nu îi este permis ca să se descarce emoțional sau să se exprime, va căuta altundeva și ajungem la probleme mai grave. Sunt etapele construcției noastre, construcției individuale, și iată ne construim dinainte de a ne naște, acolo poate este rădăcina noastră. Mergem până la 2 ani, 7, 8 ani, 14, 15, 16, 18 ani. Evident, construcția nu va înceta niciodată pentru că noi ne tot construim până în ultima zi, așa ar fi firesc. M-ar interesa acum cum putem să accesăm informația din subconștient de care avem nevoie, pentru că nu știam că acea melodie m-a influențat la 5 ani. Da. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Sau alt, alt program plantat în interiorul meu. Cum putem acum să accesăm subconștientul și să încercăm să corijăm toate aceste dezechilibre. Nu le-aș numi traume. Unele sunt uh, și traumatizante, dar uh, dezechilibre. Cum corectăm? Sunt uh, două direcții în care se poate merge cu corecția, pentru că ele sunt ca două părți ale aceleiași monede. Lucrând cu emoția sau lucrând cu gândirea. Pentru că gândurile atrag anumite emoții și emoțiile atrag anumite gânduri. Și atunci nu contează din ce parte o e, important este să uh, să lucrezi cu ele. Uh, două tehnici pe care eu le-am uh, folosit în ultimii ani și pe care um, tot timpul vorbesc despre ele pentru că m-au ajutat pe mine și mii de alți oameni, sute de mii, milioane. Uh, pe de o parte este tehnica de teta healing, care ce face? De fapt te ajută printr-o stare de meditație, adică o formă de meditație ghidată, să-ți relaxezi mintea încât să intri în acele frecvențe teta ale creierului care reprezintă de fapt calea de acces către subconștient. În momentul în care ești într-o stare meditativă, atunci mintea începe să, adică cenzura minții conștiente se dă la o parte, acea obsesie de a controla totul, și într-o stare relaxată, poți să începi să-ți amintești lucruri de care nu-ți-ai aminti cu ușurință, printr-o simplă interogare sau pur și simplu, ca și cum mai zice, printr-o rugăciune. Doamne, arată de unde îmi vine chestia asta. Dar chestia e că de multe ori oamenii încearcă să facă acest proces într-o stare conștientă, adică într-o stare din aceasta lucidă, critică. Și atunci subconștientul zice, dar eu nu-ți arăt, pentru că dacă-ți arăt, o să zici că nu e adevărat, o să zici că nu vrei să vezi lucrurile astea. Deci noi în stare conștientă nu vrem să accesăm acel bagaj, ne este frică. Credem că dacă deschidem cutia Pandorei o să fim copleșiți de emoțiile de acolo sau de ce vom vedea. Care este granița dintre starea conștientă și starea subconștientă? Pentru că mai există o stare inconștientă. Da. Dar care este această graniță și ea poate fi uh, trecută printr-un uh, exercițiu uh, individual sau trebuie ghidaj? Se poate face în, prin exercițiu individual, se poate face prin ghidaj sau se întâmplă în mod spontan, fiecare cu <gântă> materialul propriu. Însă, ă, starea conștientă este, de fapt, de multe ori asociată cu nuanța aceasta de control. Când ești foarte conștient, ai vrea să controlezi totul, vrei să-ți controlezi gândurile, stările, comportamentele, la, la, la. Viața nu este fluidă, nu este o stare de flux, nu este spontaneitatea acolo. Pe când, în momentul în care vorbim de stări mai relaxate, stările de alfa, stările de teta, stările acestea care îți permit să accesezi și subconștientul, sunt stările în care e pe principiu ce-o fi, o fi. Dar ele sunt și stările de flux. Deci, pe de-o parte, dacă ce-o fi, o fi înseamnă o avalanșă din subconștient, da, poate fi și ceva mai neplăcut, mai dureros, mai... Uh la care poate nu ai chef să te uiți, pe de altă parte starea lui Ciofiofi înseamnă și a da spațiul creativității, inteligenței, aceea intuitive care există în fiecare dintre noi. Oricine care a creat orice lucru de geniu sau inspirat nu a fost pentru că era în starea conștientă, ci era în starea de flux sau era în starea non-atașată, era în starea detașată și atunci este un beneficiu, dar temporar cumva ca să ajungi la starea de flux uneori ai nevoie să înveți să dai la o parte ce ecranează sau ce blochează ca să... Și... pentru că subconștientul tot timpul se luptă să iasă la suprafață. El vrea să iasă la suprafață, de exemplu, prin actura tată. Adică vreau să spun, nu știu, cum era serialul Friends, nu știu, pentru dacă te-ai uitat la un moment dat, Ross, unul dintre personajele principale, se căsătorește cu o doamnă Emily, dar de fapt iubirea lui adevărată este alta. Și în loc să spună numele lui Emily, zice, te iau pe tine, bo, te iau pe tine Rachel. Deci actura tată înseamnă când deja subconștientul nu mai suportă să țină și începe să dea drumul în momentele nepotrivite. Se subconștientul. Da. Sau, de exemplu, mi se întâmpla mie uneori, pentru că aveam asocierea asta, în loc să-i spun la soțul meu pe nume, îi spunea mama. <laughs> pentru că anumite lucruri trigăruiau, erau niște asocieri puternice între tonul vocii lui sau și atunci îmi venea să mă compor cu el ca și cum aș comporta cu mama mea. Se revarsă subconștientul nostru și în timpul nopții? Prin ceea ce visăm? Prin ceea ce visăm. Însă... Să ținem cont de acel vis, mulți interpretează, mulți dau o putere fantastică oricărui vis. Da. Și spun visul este devine legea a doua zi da. pentru mine. Dacă am visat acest lucru, înseamnă că. Da. Evident, că aici sunt interpretări și interpretări, și să iei un dicționar de vise și să-ți să croiești a doua zi, după acel vis, mi se pare da. exagerat. Dar Sunt trei lucruri legate de vise care le consider acum, în momentul acesta relevante. Unu, de cele mai multe ori, doar să știe toată audiența, cam 90% cel puțin dintre vise sunt doar o reciclare a experiențelor din ziua anterioară. Deci ce te-a marcat și ce n-ai reușit să rezolvi ziua anterioară, într-o formă poetică, metaforică, le reiei acolo. Și nu-i mare lucru. Într-adevăr, ce zic unii oameni că acea energie, acea emoție pare că li se întâmplă a doua zi, este pentru că ei nu reușesc să se rupă. De fapt, asta era o încercare de a rezolva problema de dinainte. În schimb, în loc să lași problema și să te prinzi că stai, a nu înseamnă nimic, că era doar de aici, eu o iau șocar cu mine în ziua următoare. Deci, eu, de fapt, iau energia visului, emoția visului și o duc cu mine în loc să fi întrerupt visul când m-am trezit pentru foarte puțini oameni, dar aceștia sunt oameni cu spiritual de obicei, cu capacități paranormale, visele au această semnificație uh, profetică. Dar sunt foarte puțini, deci um, aceștia sunt uh, probabil, nu știu, 0,01% de pe planeta asta și nu mi-aș lua visele în sens mm -hmm. profetic pentru că nu are rost. Însă există uh, și vise cu o temă recurentă. Aceste vise cu o temă recurentă, nu știu, tot timpul te fugărește un urs sau tot timpul visezi că vine un tsunami. Acestea au o semnificație mult mai puternică pentru că este vorba despre un bagaj emoțional neprocesat, neelaborat, negândit. Ne... De exemplu, dacă tot timpul visezi un, nu știu, dau un exemplu, un urs care te fugărește, uh, este propria ta agresivitate care îți vine să o exprimi dar este reprimată Deci și atunci Există ursul este furia din tine visul acela recurent este o amprentă a unei probleme? Exact. poate fi o amprentă 100%. a unei probleme pentru că niciun om care și-a rezolvat probleme din subconștient nu are probleme cu visul deci toat, toți cei care sunt rezolvați dorm bine suntem pe tărâmul subconștientului, am lăsat conștientul deoparte, am pătruns pe tărâmul subconștientului, acum Subconștientul ne poate ajuta să ne rezolvăm absolut orice problemă? Subconștientul nu ne rezolvă nicio problemă, dar niciun. Dar ne poate ajuta, este nu un instrument. Nu ne poate ajuta, este, este ca și cum ai încerca să măsori o pisică cu șublerul. Este total nepotrivit. De ce? Pentru că subconștientul este 100% creat din trecut. Trecutul, dacă ți-ar fi ar putut rezolva problema, tu nu ai mai avea problema. Deci tot ce știi nu te ajută la nimic. Ce trebuie să faci este să-l dai la o parte și să te deschizi spre ceea ce nu știi. Și da, ce este interesant este: începusem emisiunea cu acest. că ne folosim 10% din, din creier. De fapt, ne folosim 100% din creier, dar ceea ce oamenii cred că este acel 10% este 10% din potențialul nostru intelectual, într-un fel. Ei bine, dacă potențialul acesta intelectual îl folosim doar ca să ne uităm în paharul pe care l-am umplut deja, nu vom descoperi alte arome care există pe lângă. Ca să poți să descoperi, de fapt, ce inteligență ți este disponibilă, pe asta trebuie să uiți de el, să-l pui deoparte. Da? Și la ce mă refer nu este că vezi, Doamne, ai învățat degeaba ce ai învățat. Ok, te ajută să refaci aceeași treabă, dar când ai nevoie de soluții, soluția nu o găsești în trecut, pentru că dacă ai fi găsit-o, ai fi rezolvat ceva cu ea. Ai fi accesat-o. Exact. Deci trebuie să fim deschiși spre altceva, spre nou. Și în cazul acesta aș putea spune că noi de fapt folosim a infinita parte din mintea care de fapt ne este disponibilă. Noi nu folosim mai nimic din întreaga inteligență. Noi credem că suntem acest eu limitat la ceea ce știu, la povestea mea, la drama mea, la visele mele. Abia cei care cu adevărat au, au fost, să zic mari gânduitori, ei, de fapt, făceau antrenamente speciale ca să dea la o parte ceea ce știu. Uite de la Einstein, formula, înțelegerea acestei corelații între energie și materie a venit după ce cântase frumos muzică clasică și făcea un duș. Adică cu siguranță nu pentru că a încercat să coreleze, să facă niște sinapse între ce știa. Deci trebuie să... a fost un film grozav, băiatul care a cunoscut infinitul, care este povestea unui indian care în meditație începuse să vadă niște chestii, niște gârgăloți acolo, niște cifre și s-a pus să noteze. Întâmplarea E reală. a făcut ca un englez care reprezenta administrația britanică de pe vremea respectivă când India era încă colonială a văzut aceste scrijelituri și și-a dat seama că este, de fapt, matematică avansată. A luat acele lucrări, le-a dus în Londra, la, nu știu, cred că la Oxford sau unde le-a dus, la un matematician și ăsta era dat pe spate pentru că, practic, el în meditație vedea formule, vedea lucruri extraordinare, apoi a fost chemat acest indian în Anglia și a devenit un matematician faimos, dar care nu știa neapărat ce face, ci vedea cu claritate informațiile. Deci Informații da, dacă... care erau disponibile. Exact. Exact. Marele compozitor Eugen Doga, el zicea, eu nu compun muzică, eu scriu muzică. Muzica aia vine de undeva, eu doar o aud și o transcriu. Am avut invitată la această masă pe maestru Eugen Doga și maestru Eugen Doga l-am întrebat, maestre, ce muzică ascultați? Și mi-a spus, eu nu ascult niciun fel de muzică, niciodată. Pentru că dacă aș asculta muzică, aș compune aceeași muzică. Eu nu ascult muzică. Eu, dacă vreau să mă redacțiez, fac cu totul altceva, dar nu ascult muzică. Exact. Eu doar compun muzică. Exact. Și aia pentru că pentru ea că ne vine. nu vrea să se încadreze în acele tipare care, pe care le primim și în acele programe care, în care trebuie să suntem, poate, așezați să evoluăm, să ne da? dezvoltăm. Da. Și au fost și alții, adică sunt scriitori care... Gilbert, îmi scapă numele ei, cea care a scris Eat, Pray, Love uh, Mănâncă, iubește, roagă-te, iubește I -i 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 -i. Da? Elizabeth Gilbert ea zicea că ei vin cărțile adică realmente îi apare tot, tot fluxul și în momentul în care se pune, scrie pur și simplu nu este nevoie de un proces de gândire și cum ar fi dacă am trăi în felul acesta? Pentru că tot zice, mai ales creștinii, că suntem, Doamne, facă-se voia ta Dar, și apoi îi spunem numai voia ta să fie ficatul, mătușa bine, atât bani în cont, știi, și atunci cum vine cu a vine lăsa ghidat și inspirat, când tu de fapt îi faci agenda? <laughs> avem acest bagaj, avem această bibliotecă imensă în in interiorul nostru. Cum putem să deschidem această bibliotecă, să pătrundem acolo și să ne luăm cărțile de care avem nevoie? În primul rând, procesul cred că are mai mulți pași odată este să auzi această informație al doilea este să fii deschis să fii, că să, fii, există. Da, să fii curios la această posibilitate a treia este să fii dispus să cureți ceea ce credeai că ești dar de fapt nu ești, adică să începi să scoți poveștile, limitările, emoțiile tot bagajul ăsta din subconștient cu care tu credeai că ăla ești tu atâta ești gigel, născut, cu problema cu mama, cu femeile, cu prostiile astea și să fii dispus să te vezi într-un nou fel și să vezi realitatea într-un nou fel pentru că pe măsură ce dai la, la o parte limită, noi feluri de a te uita la tine și la viața apar. Iar apoi, să zicem așa, într-un fel cel mai simplu, dar cel mai complicat, să schimbi perspectiva din a fi gigel cel limitat în a fi totalitatea. Iar saltul acesta din a fi un eu limitat la a fi un eu nelimitat, adică care, da, temporar se exprimă și prin acest ansamblu corminte, minte asta este pe cât de mic, pe atât de mare. Cu alte cuvinte, noi nu trebuie să mai acceptăm să fim cine am fost sau exact. cine suntem și cine am fost pentru că așa ne-au portretizat alții. Doar pentru că ei se vedeau limitați. Bun, am înțeles, tu te vezi limitat, da? Hai să schimbăm jocul un pic și să vedem ce e posibil că nu mă mai limitez, când nu mai permit altora să mă limiteze, dar nici eu când nu mai cred în propriile povești de limitare din mine. Pentru că, apropo, tot așa, la început vorbeam de cele patru surse. Da, una e din viața asta, dar al doilea este pachetul despre care vorbește psihogenealogia. Tu, când te naști într-o familie, mai ai la pachet și o condiționare care vine la nivelul unui câmp morfogenetic al neamului tău. Acolo, deci, nu numai că ai prostitut, tale Mai ai și prostiile lor, anumite tipare de, nu știu, dacă bunica a divorțat la 20 de ani și străbunica a divorțat familie. la 20 de ani, normal că e auzim ca o moștenire. De multe ori, auzim de foarte multe ori, acest tra de, de acest transfer, tata a fost sau bunicul a fost alcoolic trebuie să fiu și eu, da? bunica a suferit de cancer de sân, cu siguranță voi avea și eu aceeași problemă. Exact. Aceste predispoziții. Exact. Și astea, astea, fac parte și ele din povestea din subconștient. Apoi avem a treia categorie, inconștientul colectiv, despre care ne vorbea Carl Jung, dar există și partea pe care, adică aici intervin niște, să zicem, simplist vorbind niște arhetipuri. Adică dacă ai fost prințesă în altă viață, vrei să fii și acum prințesă sau fantasmezi la ideea de a trăi o viață de prințesă și avem o grămadă de wannabe princeses pe planeta asta. Așa? public exact. plin de prințese. Exact. Și de prințesă avem și, bineînțeles, vracii vindecătorii, avem toate arhetipurile acestea care ele continuă să existe și să se exprime pe care prin noi. Le noi le găsim în istoria umanității. Absolut și, și, cumva ele trăiesc prin noi și noi le cultivăm. Dar există și această parte, să zicem, pentru cei care cred în ea, de un fel de inconștient personal care de fapt înmagazinează viețile tale anterioare. Dacă există posibilitatea asta pentru unii care sunt deschiși să o exploreze, alte întrupări. Da? Un istoric ai un istoric sufletului. al sufletului exact, și atunci dacă ai fost comerciant 5 vieți la rând e normal că acum o să fii proprietarul de la lanțurile Inditex care au toate brandurile cunoscute pentru că ai fost de la drumul mătăsii și până acum asta, tot asta ai făcut în 200 de vieți l -ai, l -ai da, așa se explică geniile, da, la 3 ani să fii un virtuos al pianului nu, nu e de aici de colo cu siguranță că vii de, a, de altundeva ușurința de a picta-o Evident a... acolo există un bagaj și există o informație prezentă în ADN-ul. Poate respectiv. nu neapărat în ADN, că se pare că nu. Adică e ca și cum informația este, ea se impregnează în ADN. Deci, tot ceea ce noi credem că de fapt e la nivel de celulă, de fapt celula este ultimul, e ca un backup pe un hard disk pe care ți-l faci, dar informația o ai și pe cloud, ea există și la sursă. Deci... Dar, toate, toate aceste informații, da, pe cele patru etaje pe care da. le-am uh, amintit acum, noi cum devenim? conștienți de ele sau cum devenim subconștienți de ele mai degrabă că stabilisem conștientul, practic ne limitează foarte mult. Da. Păi, uh, în primul rând ne dorim să aflăm și începem să aflăm și începem să mergem la terapeuți, la psihoterapeuți, uh, la hipnoterapeuți, la tot felul de cititori în uh, cristale, în ape, în, uh, în aură, în, uh, în de toate și fiecare începe să ne pună diverse piese de puzzle. Că ai fost viteaz, că nu știu ce, că te-o bătut mama la 5 ani, că din astea. Și încep să-ți faci o poveste, dar la un moment dat povestea asta poate să arate așa ca un catastif cu 200 de volume, deci cât de mult vrei să afli despre povestea ta este uh, depinde de persoane fiecare, unii vor să afle mai mult sau mai puțin, însă ce se poate face este nu doar să vrei să afli despre, pentru că multe terapii, multe forme de citiri îți spun despre, întrebarea este vrei să și rezolvi treaba asta și sau doar vrei rezolvă? să afli despre? Cum se rezolvă? Avem tabloul nostru, da da, un tablou fie că este în niște linii generale, poate în alții au tabloul lor în linii foarte, foarte fine și foarte uh, 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 în detaliu trasate, ce facem? Care este a doua etapă? A doua etapă, sunt multe căi, cum se zice, către Dumnezeu, așa și aici, sunt multe căi către starea de eliberare sau posibilități de eliberare. Unele care se simt ca ele însele, ca tehnică, ca o traumă și altele care se simt mai ușor. De exemplu, tradiționala cale era, dacă ți era frică de înălțime, să te arunci dintr-un avion. Dar mie mi se pare că are potențialul și să te retraumatizeze. Nu neapărat te rezolvă. Dar o parte se am, rezolvă am, am așa. Am auzit a, 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 această sugestie că totul fiecare uh, problemă, fiecare frică se rezolvă prin confruntarea acelei frici nu da. neapărat. Eu nu cred că de exemplu una cineva care a fost a, abuzat, a, nu știu, a, abuz rezultat, nu cred că trauma unui viol se poate rezolva prin încă un viol, da? Deci hai să ne punem țiglele înapoi pe cap și să înțelegem că nu. Chiar dacă teoria a arătat că există unii care dacă se aruncă din avion le trece frica, eu zic că poate că nu. Era și... și, și acel le, le, trece frica, dar trece prin ei. Exact. <laughs> și nu mai ajuns să supraviețuiască, ori scăpa de tot. <laughs> да. <laughs> 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 Ok, a, nu. <laughs> și atunci hai să trecem la niște soluții mai echilibrate și una dintre ele este să ne dăm seama că orice păstrează subconștientul este pentru că crede că mai are nevoie de acea informație. Eu nu țin minte o traumă doar pentru că vreau să țin minte trauma, ci pentru că cred că acea memorie mă face mai alert sau mă protejează pe viitor sau mi -o oferă o posibilitatea de a încerca altceva pe viitor dacă mai apare așa ceva. Deci eu țin minte pentru că ea, eu cred că mă ajută la ceva. Și atunci a identifica beneficiile care stau în spatele unei memorii și ați da voie să recontextualizezi acele beneficii. De exemplu, nu știu, eu, dacă abuzul a avut loc la 10 ani și tu apoi îți dai seama că beneficiul, că ai rămas cu acea informație și cu acea emoție și nu i-ai da voie să se ducă, este pentru că Trebuia neapărat să pui distanță între tine și toți bărbații din viața ta. Dar acum nu te măriți, n-ai copii, nu te invită nimeni la un suc, deci e un avantaj, da, dacă nu mai interacționezi cu niciun bărbat, nu o să se mai întâmple Probabilitatea Probabilitatea este uh, <laughs> scăzută, <laughs> da, dar nici nu îți dă accesul la anumite bucurii ale vieții. Și atunci, dacă te prinzi că, da, a fost o formă de protecție, dar acum tu deja ai crescut, ești mai în siguranță, ai poate de a te proteja, de a te proteja de a lua între a ai discernământ, unde știi unde să mergi și unde să nu mergi, atunci ți-e mult mai ușor să te eliberezi. Însă și această parte de conștientizare nu întotdeauna te eliberează și atunci, de exemplu, Teta Healing se pornește de la ideea că ce nu poți să faci tu singur cu voința ta, divinitatea te sprijină. Și invocarea ajutorului divin, că îl spui Dumnezeu, că îi spui Isus, că îi spui Allah, că îi spui cum îl percepi tu așa, forța aceasta care susține și creează universuri, ea o inviți ca să te asiste să, se, să curețe ea această, această traumă, această amintire, această, și lucrurile se întâmplă miraculos. Pentru că nu mai e o chestiune de voință personală. Pentru că uneori voința e slabă. Și ce vedem. nu putem noi, poate Dumnezeu. Exact. Și atunci, a, a, asta este magia în Theta Healing, de exemplu, invocarea ajutorului divin, care întotdeauna ajutorul divin este omniprezent, omnipotent. Este și face. Ce... Etapă? Nu este ultima etapă, pentru că ultima etapă presupune să atâta să tot cureți, să tot cureți, să tot cureți, încât începi să începi să-l vezi pe Dumnezeu nu ca pe ceva pe care îl chem ca pe un pompier, ci ca pe ceva care deja e în tine. Și ajungi la esența învățăturilor cristice, care, cum spunea Isus, nu... Uh... Eu sunt în Tată, Tatăl este în mine și eu sunt în voi. Deci, ahopa asta e. Deci, până deocamdată, când mergi în subconștient, găsești nenorociri la început. Și când începi să dai nenorocirile, începi să găsești iubirea. Găsim să mai orice numai pe Dumnezeu, nu-l găsim. Exact. Și apoi începi să descoperi Lumina și Iubirea și posibilitățile și îți dai seama că Dumnezeu este și a fost întotdeauna în tine. Și atunci viața se transformă. Și atunci nu mai e despre. Atunci, deja, atunci devii un instrument în mâna Divinității și zici, Doamne, facă se voia ta și taci. Adică nu mai faci agenda și aștept să-ți vină o, o vorbire inspirată, o, o acțiune inspirată. Adică. Da, pentru că există uh, întotdeauna, noi cerem, îi cerem lui Dumnezeu, îi cerem să se facă voia Lui, dar voia Lui după placul nostru. Și după filtrele noastre. Și vocea lui Dumnezeu nu poți să o auzi decât în tăcere. Nu există... E în în, lui în, zgom în zgomotul gândurilor nu este loc pentru acea... Pentru că ea poate lua ulterior forma unui gând, dar la acel gând vei face diferența. Pentru că întotdeauna gândurile inspirate divin ajută. Și nu sunt despre mine, sunt despre ceilalți. Și cu cât este despre mai mulți, cu atât clar că este mai inspirat. Toți cei care trăiesc mai mult din voința divină decât din voința ego-ului lor sunt oamenii care încearcă să facă bine la cât mai mulți oameni, la, cât mai, la toată planeta dacă se poate, adică își dedică viața binelui celorlalți pentru că la un moment dat, și asta e următoarea etapă, Începi după ce l-ai găsit pe Dumnezeu în tine, cum s-ar zice, <laughs> și lumina și iubirea și îi servești pe ceilalți, începi să-l vezi și în ceilalți. Și când încep să-l vezi și în ceilalți, cum zicea Maica Tereza, eu nu îl servesc pe lepros, eu îl servesc pe Isus pe care îl văd acolo, pe Hristul din el, atunci îți dai seama că nu mai există nicio diferențiere și toate iluziile minții, cum că ăla e mai deștept, ăla e mai bună, ăla e mai bogată, ăla e superior, ăla e inferior, toate se dizolvă și trăiești în starea de a fi conștient că și eu și celălalt și tot ce există este o expresie a unicului. E vorba de îndumnezeire până la urmă, dar îndumnezeirea e un proces atât atât de anevoios. Dacă da, te simți da. chemat, e atât de simplu și de frumos. Dacă nu te simți chemat, nu înseamnă decât că nu e momentul. Nu înseamnă nimic mai rău, pentru că aceeași cantitate de Dumnezeu e în toți. Cum explicăm, <laughs> nu e mai mult sau mai cum puțin. Cum explicăm cuiva care ne ascultă acum și are o problemă medicală, cum explicăm că ar putea vindecarea Evident, nu vorbim despre uh, situațiile uh, dramatice, nu vorbim despre, nu știu, membre amputate, nu vorbim despre lucruri care nu au soluție. Dar cum, uh, cum explicăm, de pildă, un exercițiu simplu pe care să-l facă în tăcere, e uh -huh. foarte important, în tăcere și nu în zgomot, pe care să-l facă în interiorul lui, în așa fel încât să pășească către vindecare. Nu știm dacă se va vindeca, dar cel puțin să pășească către vindecare. Oriunde simte tristețe, durere, ură, furie, în corpul lui sau către exterior, să trimite iubire. Este efectiv un exercițiu de imaginație sau de voință, dacă vrei, în care îți dai voie să te conectezi cu energia iubirii, cu trăirea iubirii. Și poate uneori, când te dor toate, e mai greu. Dar poate fi folosit ca un trigger, ca ceva. Gândește-te la cineva drăguț, pe care chiar simți iubire față de el. Poate fi un animal de companie sau o persoană, poate fi o, o meserie, ceva ce îți place, dar cât să dai cheie la emoția de iubire și atunci când i-ai dat cheie și acea căldură, acea frumusețe, acea gândiliciune interioară te pătrunde, Direcționează-o către zona afectată, zona dureroasă sau către emoție, efectiv, pentru că emoțiile le simțim de obicei concentric undeva într-o parte a corpului, o senzație, o, o chestie. Simt tristețea ca o gâlmă în zona pieptului, poate, sau simt frica ca o formă de paralizie, o senzație de contractare și atunci să. să... Să permiți acelei, ilumi... poți să ți-o imaginezi ca pe o lumină sau ca pe o energie caldă sau ca pe o iubire, nu știu, gădilicioasă, care pătrunde și detensionează, decontractă, uh, pur și simplu, pătrunde, infuzează acea persoană sau... Să luăm gândul ca și, și forța gândului ca și instrument. Spunea de asemenea într-o discuție pe care am avut-o cu uh, domnul profesor Constantin Dulcan că forța gândului este cea mai puternică forță a Universului. Nu există o altă forță mai puternică. Să luăm acest gând și să uh, îl amprentăm cu iubire, cu lumină, și să în încercarea de a ne uh, uh, vindeca și a vindeca poate o problemă medicală, am spus mai devreme, dar poate o relație cu partenerul, cu partenera, cu o relație cu vecinul, cu șeful, cu șefa. Uh, dar nu e, nu e un exercițiu foarte greu ca atunci când de pildă. O femeie este uh, abuzată fizic de către soțul ei să gândească cu iubire la el, cu lumină, să-l vadă, să-l așeze într-o lumină caldă? Poate fi foarte greu, poate fi aproape imposibil uneori și aici sunt practic două soluții pe care le văd așa acum că vorbim. Una dintre ele are legătură cu ce am vorbit mai devreme, invocarea ajutorului divin. Uneori, cu, că nu poți cu mintea, chemi artileria și zici, ok, sau cum le mai zic eu, mai drăgălaș, așa în glumă, Arhanghelia de Lumină să vină acolo și să mă ajute să, să mă curețe, nu știu, să-mi curețe mintea, sufletul, să facă ceva cu mine, că vreau iubire să simt. Dar... Poate fi, iată, o intervenție a acestor Arhanghele, o intervenție divină, poate fi și momentul în care ne luminează și ia decizia. Să iasă printr-un exact. divorț dintr-o relație. Aici este. Al doilea acolo. lucru. Cheia de boltă în toate procesele de eliberare este atât de contraintuitivă încât absolut șochează intelectul. Cheia de boltă este renunțarea la dorință. Și despre asta rare ori se vorbește. Și eu de aceea m-am îndrăgostit că vă ziceam că o să vă dau două soluții. Odată e teta healing și odată e metoda Sedona. Metoda Sedona ce are ca și cheie este înțelegerea faptului că în spatele oricărui atașament este dorința. Și nu este o problemă nici controlul, nici aprobarea, nici nimic din toate lucrurile pe care le căutăm sau le vrem sau le facem în viață. Problema este cu emoția de dorință. Atunci când vrei ceva, acel ceva înseamnă că nu-l ai. Și mintea ciclează, 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 ciclează în obsesia și dorința aceea. De exemplu, o femeie abuzată, ea de ce rămâne acolo? Pentru că își dorește aprobarea acelui bărbat sau își dorește să-l schimbe sau își dorește să. Um, poate există femei care, din contră, își doresc să fie provocate și dacă nu au o relație în care bărbatul să le e să le provoace, nu se simt stimulate. Cu un bărbat bun, ele nu pot să facă casă bună. Da? Deci, întrebarea e ce-ți dorești de încă rămâi acolo? Pentru că acea relație le răspunde unor dorințe nesatisfăcute. Care-i dorința? Poate și faptul că vorbim despre această relație și aș insista, m-aș concentra uh, în această discuție pe această metodă și referitor la dorință. Pentru că aș extinde puțin plaja dorințelor. Aici nu vorbim de dorința de a fi cu cineva. Putem de dorința de a avea bani, de a avea o casă foarte frumoasă, motiv pentru care muncim și sâmbăta și duminica și noaptea și dimineața și oricând. Da. Nu auzim despre copiii noștri, nimic nu știm. Știm că au împlinit, nu știu, 30 de ani și aflăm că avem copii la când ei au deja 30 de ani sau 40 de ani și muncim sau poate o altă dorință profesională și la fel ne închidem într-o bibliotecă și familia pentru noi nu mai există, nu mai există nimic și stăm și consumăm în permanență și încercăm să consumăm informație. Aceasta poate fi evident această dorință extinsă pe o plajă foarte, foarte largă. Dar ce trebuie să avem puterea de a renunța la o dorință? La emoția de dorință însăși. Nu trebuie să renunți la nimic altceva. În momentul în care renunți la emoția de dorință, și asta este o chestie foarte subtilă, pentru că vine contra a 200.000 de cursuri de dezvoltare personală, care toate zic că trebuie să-ți dorești ceva ca să obții. <laughs> <laughs> și cu cât îți dorești mai mult, cu atât o să obții chestia aia mai mult. Dar, Realitatea este că atunci când mergi într-un magazin și simți că vânzătoarea vrea să-ți vândă ceva, fugi. <laughs> Pentru că nu te suporti. Agasează. Da, te simți agresat de energia ei, de dorință. Poate că dacă n-ar fi vrut și doar era acolo și spunea, na, vrei ceva sau nu vrei ceva, la fel de bine, poate stăteai jumătate de oră și cumpărai jumătate de magazin. Dar în momentul în care simți că cineva, copilul tău, dacă simți că vrea și se agață de tine, da, vreau, da, cumpără, da, așa o senzație de catifelare stomacală te apucă de nu mai știi cum să scapi de chestia aia, dar dacă doar îți spune uite mama, mi-ar plăcea jucăria asta ce face orice părinte normal, ține minte pentru că urmează Moș Crăciun urmează Moș Nicolae și abia așteaptă să aibă oportunitatea să facă o surpriză deci nu, nu emoția de dorință este cea care ne aduce, atunci când din contră se întâmplă să obținem ceva din... și ne-am dorit chestia aia foarte mult Parcă nici nu te bucuri, pentru că vine după epuizare, după frustrare, după ani de... Încât că ți se pare acum că asta, asta e tot, adică pentru asta m-am chinuit, asta e diploma, asta am primit diploma și felicitările și de asta am vrut eu să devin șef, nu mai are sens. În schimb, în momentul în care doar lansezi o idee, imaginează-ți dacă ți-ai schimba mindset tu, poate nu tu, cineva așa, și în loc să mai te raportezi la universul ăsta ca la un univers stil care încearcă să țină totul separat de tine, ca la divinitatea care îți ascultă fiecare gând și zice s-a notat checkmark. Nu trebuie să repeți nici de 5 zile, nici 21 de zile, nici de 3 ori pe zi, nici să te duci să faci pomelnice la biserică, nu trebuie să faci nimic. Pornind Am de o la biserică premiza... Într -o zi, la... Și tot. Da, dacă ai avea credință cât un bob de muștar, ai ști că divinitatea, Dumnezeu care oricum ne ascultă toate gândurile sau altfel spus conștiința universală care oricum știe tot ce se întâmplă, a luat notă, da? Deci în loc să mai devii obsesiv-compulsiv pe tema aia, gata, s-a notat, mulțumesc. Și să lași doar să fii martor la cum se aliniază lucrurile. Un răspuns din Biblie, există acolo un capitol cu fica lui Iair, când spune credința ta vindecă. Da. Pentru că de foarte multe ori noi credem, credem că avem credință, dar nu avem. Dar nu avem, Pentru avem îndoială. Iată, a, a, auzeam la un moment dat a, a, și auzim în mod curent că trebuie să mergi la șapte biserici, la nouă biserici, la 15-20 de mii de biserici, a, șapte zile la rând, nouă zile la rând, ca să ți se împlinească o dorință. Dacă ai credința puternică, exact acel bob de credință, nu trebuie să te duci a doua oară. Cer o singură dată, având credința că se va înfăptui și se va înfăptui. Și, și când dacă duce, nu se va Când întoptui. te duce a doua oră, a treia ora, da. oră, a patra oră, a cincea a, șasea oră, înseamnă că tu nu ai credința, n-ai -ai avut nici prima dată, nici a doua oară, de aceea simți nevoia să mergi pentru că n-ai avut credința că se va rezolva. Da, sau pentru că ai niște programe din alea care te fac să te simți mic, prost și cu bube în cap, uitat de Dumnezeu undeva la marginea Universului, care n are timp de tine și poate ca șaptea oară o să primească e-mail-ul și o să-l și citească, știi? <laughs> Dar dacă ai trece și ai avea încredere în ce ne-au învățat toți mari învățători, ai ști că este online tot timpul, e în tine tot timpul, e ubicu. îți e numără toate firele de păr, deci ca ta. Și mai mult decât atât, noi avem o aroganță infinită când credem că noi creem ceva. Pentru că, uite-te, tu, tu poți să, Tu știi ce gând va apărea în mintea ta peste două minute. Dacă ți-ai pune timerul. Dar nu creem, nu noi creem. Ba da, dar nu, nu e ăsta mic și proș și cu bube în cap, cum spuneam. <laughs> da, dacă tu, tu, de fapt nu ți-ai ales gândul, nu ți-ai ales nici întrebările astea unele dintre ele, poate, poate ți-ai făcut o agendă, te-ai pregătit, dar ea a avut o viață a ei. Există o axă, dar evident că totul Totul se rotunjește la un moment dat, capătă colțuri în alte, exact. în alte momente. Deci cât de mult control avem? Dacă nu avem control asupra ce gând vom gândi? Dacă nu avem control asupra emoțiilor, pentru că nu știm cum o să ne simțim peste două ore, poate o să fim fericiți, poate o să fim mizerabili că ne-o tăia cineva calea, habar nu avem Deci, iar gândurile și emoțiile creează comportamentele, pe atunci dacă nu avem acces la a genera și a fi sursă pentru gânduri și emoții, e clar că nici comportamentele nu sunt sub controlul nostru. Deci, în realitate, noi nu avem niciun control asupra nimic. Eventual, ce putem să zicem este, boc, dar proste că se mai întâmplă uneori și ce vrem noi, adică credem că vrem noi. Că dacă ne uităm la geneză, chiar ți-ai dorit tu mașina aia sau a apărut gândul ăla în mintea ta? Și oare. Știi că în teoriile astea de manifestare este să vizualizezi? Oare vizualizezi pentru că, de fapt, ți se reamintește ce ți se va da? Sau chiar creezi ceva? Dar de multe ori, cu această vizualizare, aceste teorii, trebuie să vizualizăm, trebuie să simțim, să palpăm cu gândul. Dacă ne permitem să afirmăm, să palpăm, să palpăm în mintea noastră situații, situații în care ne dorim să fim. Da? Știm ce ne dorim, de fapt, nu cumva este un program care își dorește pentru noi exact. și nu ne dorim noi, în realitate, acel exact. lucru. Exact. Și de aceea viața este atât de dezamăgitoare, pentru că manifestăm sau nu știu cum să zic, încercăm să din greu să vă slim împotriva râului crezând că ceea ce ne dorim este ceea ce ne dorim. Da, de dar fapt... cum aflăm? Ce ne dorim cu adevărat? Dăm, <laughs> dăm deoparte dorințele. Poate fi uh, intuiția un mijloc de a afla ce ne dorim cu adevărat? Da, dar intuiția se confundă de mult prea multe ori cu o formă de pre. Pentru că de unde Cum faci diferența între Ce vine din subconștient sau ce vine din intuiție Pentru că ele sună La fel în capul tău Tot ca vocea ta, ca un gând Adică e intuiția Intuiția nu este Uite. subconștientul nostru? Și da și nu Să zicem că un copilaș când erai la grădiniță Te-a împins Copilașul acela, tu ai memorat că individul cu energia aceasta este agresiv și trebuie să te ferești de el. Copilașul acela între timp a devenit un călugăr iluminat. Da? Tu te întâlnești cu el 60 de ani mai târziu și brusc când te întâlnești cu el e ceva neregulă cu călugărul ăsta. De ce? Cine ți-a vorbit? Ți-a vorbit prezentul sau ți-a vorbit o memorie din subconștient care îți zice A, eu recunosc energia asta, ăsta știu eu, e ceva putred cu el, că de fapt e băiețelul ăla. Conștient nu ți-a duce aminte și atunci ce a fost? A fost instinctul? A fost intuiția sau a fost doar o memorie? Și atunci Asta este chestiunea să începi să-ți dai seama în spatele dorinței tale dacă este o chemare pură, o chemare inspirată. Este prin a vedea dacă ea este hrănită de patru nevoi de bază sau patru dorințe de bază. Aceia? Și le luăm sistemic. Cea mai evidentă pentru toată lumea e dorința de control. Vreau să fac asta ca să controlez ceva. Adică, nu știu, îl pun pe copil ca să-și facă temele ca să-l controlez, sau îl pun pe copil pentru că, nu știu, că îl iubesc pur și simplu cred eu că e mai bine. Dar dacă vine din control game over, pentru că ce se va întâmpla cu cât eu vreau să controlez ceva mai mult cu atât ceea ce vreau să controlez o pune rezistență și știm cu toții care avem copii deci dorința de control este o motivație foarte proastă deși noi tot timpul am vrea să controlăm am vrea să controlăm vremea, traficul partenerul, dar nu se schimbă după cum vrem, să vrem noi toate coordonatele la îndemâna noastră sunt în permanență. exact, deci dacă în spate de fapt e dorința de a controla să se ducă, renunțăm, așa pe de altă parte, că tot vorbeai mai devreme de dorința că unele, că, este, că femeile vor să controleze, uneori vor să fie și controlate, că există și corolar, co corolarul. De exemplu, poate că vrea să aibă control în familie, dar vrea ca bărbatul să controleze banii, deci, de fapt, financiarea vrea să fie controlată, Acum. da? Sau vrei să fii controlat când mergi la hair stylist, el să aibă controlul, nu vrei tu să deții controlul. Deci, uneori vrem și să controlăm, dar vrem și să fim controlați. A doua categorie este dorința de aprobare. Faci ceea ce faci, postezi 100 de postări doar ca să obții aprobare sau pentru că vrei să faci o diferență în viața oamenilor cu postările alea? Mm, bună întrebare! Foarte bună întrebare! Da! De asemenea, anumite acțiuni sau dorințele ai pentru că, din contră, vrei să fii dezaprobat. De exemplu, ești rebel și nu vrei să te îmbraci elegant la teatru. De ce? Pentru că vrei doar să fii rebel? Și să nu ai o uniformă socială. Exact, da? Și atunci când îți dai seama că o faci doar din dorința de a fi dezaprobat, îți dai seama că, renunțând la asta, fiecare joc e în felul lui. Pe mine mă surprinde când văd atâția tineri care merg la teatru. Mă bucur că merg la teatru, dar nu respectă jocul la teatrul, opera, este o oportunitate de a ne juca de a prinții și prințesele, de a ne îmbrăca, de a păstra o anumită clasă. Chiar dacă ne prefacem pentru o oră, dar ne aducem acel joc. Așa cum pe terenul de fotbal nu te îmbraci ca o mireasă, dacă ești fotbalist, nu? Și nici dacă ești suporter nu te duci în haine de nuntă. Cum ar fi dacă ai lua acea, aceeași naturalețe de a respecta jocul și la teatru sau și la operă? De a respecta Știi? ritualul, protocolul. Exact, exact. De a face o sărbătoare din tot ceea ce faci din fiecare acțiune da. uh, a ta. Dar din, dacă e din dorința de dezaprobare, iată facem tâmpeni m-aș fo focusa puțin acum și doar așa aș lansa o simplă întrebare. Câte postări ar exista pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok sau pe orice altă rețea socială dacă am anula această dorință de aprobare sau de dezaprobare. Probabil nici Câte 100%. magazine de haine ar exista? Câte magazine, câte branduri de mașini ar exista? Câți hairstyliști ar exista? Câte manicuriste ar exista? Vedem diferența de, de cultură dintre noi și ceilalți. Este evidentă zona aceasta balcanică, unde opulența, fie că vorbim despre noi, fie că vorbim despre, nu știu, ruși, ucraine da. vedem în, în contrapondere cu, cu Occidentul și cu, cu, cu ce există acolo ca și cultură. Vorbeam la o altă ediție cu Ladislau Cristof care este căuci în Arta de a Trăi Bine și spunea că în Franța de pildă, spre deosebire de noi, unde îmbrăcăm cele mai frumoase haine, unde preferăm să avem cea mai frumoasă și mai scumpă mașină, cu toate că noi locuim în chirie, spre deosebire de noi, francezii, când ajung la un restaurant, ajung, spunea, aveau. Adrian, am văzut un hârb, a venit cu un hârb, dar știa exact ce șampanie să, să comande și știa exact ce să mănânce. Nu exista nicio virgulă în tot ceea ce a cerut. A cerut fluent și știa exact pentru a se respecta și pentru a avea cultura, nu avea nevoie de, de validarea celor din jur. El pur și simplu își bucura sufletul și se bucura el acolo, în micul lui univers. Eu da, sunt de acord cu treaba asta. Cred că întotdeauna când am face poate exact aceleași lucruri, dar din bucuria creației, nu din dorința de aprobare, poate am avea aceeași diversitate, dar ar fi din cu totul altă energie, din cu totul altă satisfacție a experienței respective. Na. Vorbim despre dorința de, de control, control, despre aprobare. aprobare sau dezaprobare Exact, următorul este din siguranță Oamenii ca să obțină siguranță, cum ai spus și tu, lucrează 20 de ore pe zi din 24 Dar este o siguranță efemeră, pentru că noi proiectăm siguranța în bani Proiectăm siguranța într-un job, proiectăm siguranța în, într-o meserie Dar toate acestea, de fapt, în realitate ne pot fi luate peste noapte, adică. <laughs> Proiectăm siguranța în frigiderul care este uh, sufocat de alimente, cu toate că noi nu mâncăm și a, renunțăm la mâncare, pentru că la fel te ascultam. Vorbeai despre frica de a muri de foame, nu, cu anumite excepții, și vorbim despre anumite părți ale lumii unde problema uh, alimentară chiar este o problemă majoră și este fundamentală. La noi nu se mai moare de, de foame. Așa. E. Găsim exact cum spunem, găsim un colț de pâine pentru oricine. Așa este. Dacă suntem atât de, de simandicoși, să credem că astăzi se mai moare de foame, ar trebui să ne amintim de perioada interbelică sau după al doilea război mondial, când un camion cu pâine care se ducea către maternitatea din Galați, pentru că 9 din 10 copii mureau, întrucât mamele nu, îi puteau, nu se puteau hrăni suficient, Brază. se ducea camionul cu, și sunt note, din perioada respectivă, camionul cu pâine, doar pâine, era însoțit de pază, de pază armatei, de pază militarizată. Deci, ca să, ne dăm seama, ca să ne dăm seama, ca să ce perioadă a trăit România și astăzi noi spunem murim de foame. Nu murim de foame, suntem doar mai sensibili, mai delicați. Și exact, asta este dorința de siguranță să punem, să avem haine multe de pildă. Da. Să avem haine multe pe care poate nu le purtăm niciodată, dar noi cumpărăm în continuare ca nu cumva să se întâmple să rămânem dezbrăcați. Așa este, da. Și, dar vezi tu, de exemplu, privită așa, din perspectiva logicii liniare, sărăcia pare o problemă adresabilă cu anumite instrumente. Însă în momentul în care am înțeles și am studiat scala conștiinței a lui David Hawkins, am înțeles că, de fapt, sărăcia este o expresie a unui nivel de conștiință. Deci când populația este la un nivel scăzut de conștiință, când ei stresc în energia de apatie, de vinovăție, de rușine, de de ură de sine, de durere, suferință, de fapt este vorba despre uh, sărăcia este doar un, uh, un simptom, un, o expresie a nivelului de conștiință și atunci uh, ce ajută nu este să le trimite mai mulți bani, pentru că nu rezolvă problema de fond și nici să le trimiți mai multă mâncare, Întrebarea este cum poți contribui la elevarea nivelului de conștiință încât oamenii aceia din apatici să devină curajoși și să facă ceva. Pentru că sau din vinovat să se simtă împuterniciți. Sau... Deci este vorba despre a, a le schimba mindset-ul. În momentul în care lucrezi la mindset-ul unei comunități sărace, atunci ei găsesc, pentru că aceleași resurse, cum spuneam, de inteligență, de putere sunt în fiecare om. Deci Dumnezeu nelimitat cam, ca gândire, ca forță este și în ăla care acum atârnă la, în șanț. Dar dacă reușește prin, să, să reușească să acceseze această conștiență de sine, poate să creeze la fel ca orice alt geniu. Dorința de siguranță e a treia. Așa, ea vine la pachet uneori și cu dorința de nesiguranță și aici vorbim despre uh, aceste polarități din uh, psihanaliză în care se vorbește de eros și tanatos. Vrei să uh, te procreezi și să trăiești și să fii viu, dar dorința de moarte există și asta un pic în fiecare dintre noi. Și dorința de nesiguranță este uh, manifestată ca a merge cu motocicleta cu viteză cu 300 de km pe oră, a te arunca cu parașuta doar de dragul unei experiențe cu adrenalină, deci uneori cochetăm cu moartea. Da? O parte din noi vrea să fie mai presus de moarte, curtăm moarte. moartea. Dar și atunci, în momentul în care tu îți dorești ceva foarte mult și vezi că, de fapt, este din această dorință de moarte, poți să-ți dai seama că, bă, da, tâmpită. -s. Adică, hai să vedem, poate că, totuși, viața asta, hai să nu riscăm. Adică, dacă există așa un 0,5% șanse să mor mai repede, n-ar fi da. mai bine să nu fac acea activitate. Iar a patra categorie. Este de fapt rădăcina rădăcinilor, rădăcinilor, rădăcinilor și anume dorința de unitate și dorința de separare, că astea merg mână în mână. Când ești copil și te naști, ești infuzat de prezența mamei și simbiotic, ești una cu ea. Și îți dorești să fii una cu ea. Totuși, pentru că mama te educă și zice, eu mama, tu Gigel, eu mama, tu Gigel, la un moment dat zice, a, eu Gigel, a, eu Gigel. Și îți dai seama că ești un eu separat. Și începi să te joci de a fi un eu separat. Însă, tot timpul vei căuta acea stare de grație pe care o simți când simți contopirea cu altcineva. Și de aia ne place să fim îndrăgostiți, de aia ne place să ne pierdem în muncă, ne place să ne pierdem în actul creației, de aia în momentul în care căutăm avid, starea de flux, pentru că este a te pierde, a fi una, creatorul, creația și actul creației sunt într-una, știi? Și atunci când te pierzi în asta, asta e dorința de unitate. Pe de altă parte este dorința de separare. A, îmi place și să fiu gigel separat, adică eu care eu și tu care tu, adică e interesant și jocul acesta. Însă în momentul în care tu îți dorești să fii una cu ceva, nu poți să experimentezi unitatea, pentru că tu experimentezi de fapt separarea, separarea. pentru că o vrei. <laughs> și atunci, în toate aceste situații, a renunța la dorința de control, de aprobare, de unitate, de siguranță toate acestea de fapt îți dau accesul la exact ceea ce tu credeai că trebuie să ți le dorești. Îți dai seama că ești totodată unul cu toți, dar poți să experimentezi și joaca de a separația. Îți dai seama că totul e sub control, dar nu controlul egoului. ului Nu se traduce acum că dacă renunțăm la toate aceste dorințe, noi nu trebuie să ne dorim. Nu, dar nu mai apare dorința. Dar nu mai apare dorința. Ne vom întâlni că... cu situații da, în lipsa dar... dorinței. Exact. De, do, dorința, din contră, îți permite să savurezi viața. Pentru că dacă, uite, -te, dacă îți dorești foarte mult și ești foarte foame, nici nu mai apuci să simți gusturile, pentru că le înghiți pe nerăsuflate. Deci, dorința aceea, cu cât e mai puternică, cu atât e savurarea mai puțină. Alterează. Exact. Trăirea, da, emoția. și cu atât ai nevoie, parcă, de mai mult ca să, ca să ce? Și, în schimb, dacă renunța și... Uh, probabil tuturor li s-a întâmplat, le era foarte foame, nu au avut timp să mănânce și apoi s-a dus foamea. Și dacă au mâncat când nu le era foame, parcă au mâncat și mai puțin, parcă au fost și mai selectivi, au mâncat mai calitativ. Deci, a, a nu ne dori lucrurile, deci eliminarea dorinței îți permite să te bucuri de viață, nu poți să ți dorești și să te bucuri. Asta nu înseamnă că a trăi fără dorință, înseamnă de a nu trăi. Da, dar pentru că e, exact... sunt mulți care uh, interpretează în acest fel adică dacă nu-mi doresc să am o, o casă și o mașină, înseamnă că trebuie să fiu sărac, nu presupune păi asta. Păi nu, nu, dar dorința e gata, ți-ai notat-o, avem aici lista, dorință, casă, bun. Dar aici și acum mă ajută la ceva? Dorința sau aici și acum ce pot să fac e să dau un telefon la care să fiu prezent, să fac un raport de calitate, să ofer un serviciu mișto. Nu să mă gândesc la când o să am eu case, da? adică du ne, ne răpește din momentul prezent. Și singurul loc în care putem fi fericiți este aici, acum. Eu îmi doresc să ne revedem. <laughs> mă onorează acest îmi lucru. Să ne revedem. Îți mulțumesc pentru această primă parte a discuției. <laughs> sună, sună bine. Îți mulțumesc și eu atunci pentru și această primă parte. Iată că e important să... Să lucrăm cu noi, da. pentru că în noi afirmai tu la un moment dat că în noi e creația prin ceea ce ne proiectăm, prin ceea ce gândim, dar pe de altă parte nu trebuie să omitem faptul că există un creator al nostru și da, unii îl numesc Dumnezeu, alții Allah sau cum îl numesc, cert este că nu putem trăi în lipsa Lui. Păi nu că nu te-ai putea conține nu. pe tine însuți, adică tu nu-ți bați inima, nu putem fi Dumnezeu, <laughs> tu nu <-mi> respiri. <laughs> nu putem fi Dumnezeu nostru. Dar ego-ul pretinde că asta e. și de-aia el crede atât de mult că are controlul. Cândcolo... Mm. Trebuie să-i Trebuie să arătăm care îi sunt limitele și să dăm Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu și atunci lucrurile nu sunt în concurență. Sunt... Ne dăm seama că și ego-ul a fost un joc ales. Poate și că și atunci e un paradox. Poate că și atunci când îi arătăm uh, uh, ego-ului nostru care sunt limitele, limitele se extind, devin din ce în ce <laughs> mai. mai totul devine uh, o libertate imensă. Da. Pentru că întrebarea de bază este dacă ar fi acum oricare dintre cei care ne ascultă să se întrebe unde este eu? Unde e acel eu despre care tot vorbim? Credeți-mă că nu l-au găsit niciunii, nu l-au găsit neuroștiințe, nu l-au găsit psihologii, nu l-au găsit spiritualii, pentru că eu ăla pe care, despre care noi vorbim e ca o fata Morgana, când te pui să o cauți, hop, dispare. stai că nu <laughs> Și atunci noi dăm atât de multă putere acestui concept, acestui cuvânt, legăm de el atât de multe povești și credem că suntem acest personaj imaginar de fapt. <laughs> Și culmea că atunci când renunțăm la el, deși temporar mintea experimentează sentimentul de pierdere, de fapt e ca în chestia respectivă. Știi? Trebuie să te pierzi pe tine ca să te găsești. Care tine și care tine. Și care. <laughs> Îți mulțumesc, mulțumesc Andreea, mulțumesc. foarte mult. Voiam așa la început să și facă, ca, ca să înțelegem tot acest peisaj în care astăzi ne-am plimbat tu și de ce ai deschis aceste vantai de idei pentru că tu găsim găseam în documentarea ta ai terminat liceul de informatică, ai absolvit facultatea de științe economice, specializarea relații internaționale, ai lucrat la bancă, ai fost Uh, Facultatea de, de Psihologie, Facultatea de Design Ambiental, încă vreo cel puțin o mie de alte zile de cursuri de toate felurile, master în psihanaliză Te ajută să ai deschiderea, <laughs> să ai acest orizont uh, foarte larg și până la urmă să, să îți dai libertatea ție de a privi dincolo de ceea ce uh, noi privim doar în fața noastră sau în lateral și nu suntem ceea ce suntem, cum spuneai tu la, la început, nu suntem ceea ce suntem atât de mici. Suntem foarte mari, dar trebuie să ne descoperim această măreție. Viziunea organizației pe care am creat-o când eram studentă era bucuria de a trăi o viață extraordinară creată. Ceva din mine simțea că asta e, asta e cheia în viață, să te bucuri că trăiești o viață pe care tu ți-o creezi și nu să fii la cherem unor condiționări de care ești inconștient. Și dând la o parte lucrurile de care nu ești conștient, îți permiți să trăiești conștient, ceea ce este cu totul alt joc. Mulțumesc tare mult! Așadar, eliberați-vă de acele cătușe pe care le avem cu toții din programele plantate nouă și creați-vă propria viață și bucurați-vă de ea. Este atât de simplu. <laughs> Toate cele De bune rău. până la ediția următoare. <fie>